Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu Constanța News TV. Astăzi avem plăcerea de a-l avea invitat în studioul nostru pe domnul Claudiu Iorga Palas, președintele filialei Constanța a Partidului Mișcarea Populară și candidat pe prima poziție la Senatul României. Bun venit! Bine v-am găsit pe noastră și mulțumesc pentru invitație. Domnule Palas, spuneți-ne, aveți o carieră politică pe plan local foarte bine conturată, foarte bine, foarte cunoscută, cu trecere în diferite stagii, funcții în administrația locală județeană. Ați fost prefect, ați fost subprefect, vicepreședinte al Consiliului Județean. Acum candidați pentru un post în Senat. E un pas înainte? Deci înainte de toate, că ați făcut și ați spus că am trecut prin toate etapele, am 26 de ani de carieră, numai în administrație. Politică fac din 2012, când am... m-am hotărât să, ca fiecare în viață. Deci toți ne dorim să facem și altceva, pentru că dacă la un moment dat devine rutină. Și sunt convins că de multe ori ocupăm funcțiile pe care le ne-am obișnuit cu ele. Poate am putea să facem și mai mult, dar în general îmi place ca să schimb această rutină. Să nu mă plafonez. Cred eu că, și cred că e ceva ceea ce fac toți, nu doar eu. Deci, în general, cam asta facem. Și am intrat în politică din 2012. Am început să fac și de atunci aș putea să spun că am mers pe o activitate politică. Și cred eu că ce mai bun dintr-un politician e care o are cu totul și cu totul altă pregătire. Greu faci un om de administrație bun. Că e firesc, că are o altă meserie. Dar cred că, și acum fac lobby Breslei, cei care fac administrație sau au făcut foarte mult timp administrație, că e locală, județeană, guvernamentală și vor să treacă în politică, au un atunci modul în care se vor bate pentru funcția pe care o vor ocupa sau își vor pune în aplicare ideile, sunt mult mai deschiși, reușesc mult mai repede să rezolve problemele cetățenilor pentru că au deja în spate o activitate administrativă, nu se feresc de, nu știu, hârtii, că mi-a băgat hârtia pe sub nas, nu mi-a băgat hârtia pe sub nas, au lui ce să semnez aici. Deci lucrul ăsta mă pot spune din experiență. Te uiți, reușești să ajungi să te uiți pe hârtie, aproape vorba aceea, în diagonală, să-ți dai seama despre ce este vorba, schimbi deja un cuvânt, îți sare în ochi dacă este un cuvânt în locul lui în acel document. Și lucrul acesta grăbește foarte tare modul de operare al acestor documente și, bineînțeles, asta tot în favoarea cetățeanului. Că, de fapt, la urmă, toți facem politică sau chiar și administrație, facem pentru cetățeni, nu facem pentru noi. Cel care spune politicianul, domne, chiar pentru mine nimic, nu, minte, vă spun sincer. Nu, e normal, ai o carieră în spate pe care ți-o dorești să o închei la un moment dat cu bine. Toți ne dorim să avem o carieră care e nepătată, dar e foarte greu și n-ai încotro, pentru că ce poate ce e bine pentru tine este rău pentru altul, momentul în care te vede în acest sens. Totul este să știi să le îndrepți, trebuie să știi să le recunoști, mergi mai departe și într-adevăr să mergi pe un drum în care să poți te poți uita în ochii oamenilor fără să eviți răspunsuri, fără să începi să le fără să lămurești problemele pe care au fost de-a lungul timpului, mă refer ca om politic. Asta e diferența între omul de politic și administrație. În administrație, domne, sunt funcționar public, mă supun acestei legi, la revedere. Până la urmă, îți convine bine, nu ai pârghiile care sunt, prin care funcționează administrația, prin care poți fi sancționat, dat afară, nedat afară, răspundere civilă, penală și toate cele, pe când colo, ca un politic, singurul care te poate sancționa este e votul cetățeanului și, bineînțeles, dacă ai derapaje foarte grave, atunci sunt instituții ale statului care te dau capul de pereți ca să-ți revii. Dar, ca un politic, ne bazăm foarte mult pe votul cetățeanului și pe faptul că nu trebuie să-i vindem gogoși și să încercăm manipularea acestuia. Că este un lucru urât și nu face onoare. Vă amintiți când ați intrat în politică, care a fost principalul imbol, principalul motiv pentru care ați făcut acest lucru? Administrația Mazăre. Deci am fost prefect până în 2000, din 2009 până am fost funcționar în cadrul primăriei Constanța.
jurist de profesie, am plecat, am obținut un post de secretar, am dat concurs pe un post de secretar general la vremea respectivă, secretarul general, funcția de secretar general era liberă în prefectura Constanța, în prefectură, nu, pentru că mulți care habar n-aveau spuneau că secretarul de primărie, nu, n-am fost niciodată secretar de primărie, am fost secretar general de județ, mai sus decât secretar de primărie. La vremea aceea, secretarii erau subordonați secretarului general de prefectură. Da, a instituției prefectului, cum e termenul corect. Și după aceea s-a schimbat legislația, din supra-secretar general s-a numit doi subprefecți, că așa a trebuit să fie mersul vieții în administrație. S-au dat atestări pentru a fi definitiv pe post și de om, subprefecții au devenit din oameni politici care au fost până acea dată, chiar prefecții au devenit înalți funcționari publici. Și am rămas funcționar public pe funcția de subprefect și în 2009 am trecut pe funcția de prefect prin mobilitate. Am fost primul funcționar public pus pe mobilitate din țară. Deci, în general, toți plecau, veneau, se duceau. Eu am rămas datorită carierei care am avut-o și am fost singurul prefect numit pe mobilitate. Deci am fost a doua zi, să zic, numit, pentru că se poate face lucrul ăsta. Se poate și acum, dar sunt pe care de dispariție în alții funcționari publici, ca să știți. Și am obținut funcția până în 2012. Această trecere a nesărind etapele m-au ajutat în momentul în care am intrat pe funcția de prefect să reușesc să fac foarte multe lucruri. Nu știu dacă pot spune, e mult spus reforme, dar foarte multe lucruri care a dus la funcționalitatea foarte bună a instituției prefectului. Cu toată modestia, prefectura Constanța ajungând în prima prefectură pe țară ca mod de lucru, mod de soluționare a documentelor și multe, multe documente în acest sens, putem vorbi oricând foarte mult, dar nu pentru asta am venit aici. Și în 2012, în toată această perioadă, am avut o perioadă, cred că a fost cea mai grea perioadă din administrație și media vremei poate să spună și puteți verifica în acest sens, nu trebuie să mă cădeți pe cuvânt, în care a fost cea mai mare bătălie între instituțiile statului, bătălie administrativă. În stânga l-aveam pe Nicușor Constantinescu, în dreapta pe Radu Mazăre. Au fost blocaje politice ale autostrăzii Constanța-București. Mulți nu recunosc, dar pot să spun lucrul ăsta, că am reușit să deblochez autostrada printr-o delegare a atribuțiilor de către doamna ministrul Anca Boagiu, care a avut încredere în mine și am avut un protocol semnat între minister și prefect și m-am substituit, cu ghilimele de rigoare, atribuțiilor ministrului și am reușit să deblochez această autostradă. S-a terminat mandatul meu. În condițiile în care Nicușor Constantinescu... Ca și prefect sunteți reprezentant? Ești guvernul reprezentantului în teritoriu, exact. Dar nu ai delegări de atribuții. Adică ești limitat în atribuții. Nu poți să spui că poți să faci ce face ministru. Eu îmi permiteam să am discuții, să chem la masă toate autoritățile implicate, primării, chiar și constructorii și să stăm împreună acolo, să tăiau în ședințele de lucru câte 4-5 ore în care se deblocau. Ce problemă ai? N-am cauciucuri. Cine ți-au ce cauciucuri? Firma X sună acum. Adică la nivelul acesta s-a ajuns și acest lucru au deblocat. Păcat că la vremea respectivă Nicușor Constantinescu politica era de a bloca această autostradă, au fost un întreg circ, s-a încercat politic, dar într-un final principal este că avem autostradă. Pot spune cu mândrie că am pus umărul așa, cât am putut eu acolo la această deblocare a autostrăzii, dar e unul dintre lucrurile care le-am făcut. Și în dreapta Radu Mazăre, cu care a încercat să vândă cazinou, Radu Mazăre pe care l-am oprit să vândă cazinou și faptul că am blocat în contencios vândarea cazinoului, am făcut-o eu personal la acea vreme. Presiunile și pe urmă timpul, poate v-ați văzut că a arătat de fapt încregătura și sistemul relațional pe care le aveau cei doi cu toate partidele și depășea cu totul doctrina partidelor și aveau cu totul și cu tot altă structură, ca să vă dați seama cu ce m-am bătut la acea vreme. Totuși am reușit, sunt două proiecte care, două acțiuni și care au fost punctate pentru Constanțeni, că în plurarmă nu au atacat nicio cazinou. Am văzut acum că s-a agață tot să își fac poze în fața cazinoului. Nu cer decât să spuneți pe la cazinou, să vă ducă în 2009 și să vedeți de fapt cum s-a reușit oprirea vânzării cazinoului, dacă vrem să fim realiști și să recunoaștem exact cum stau lucrurile, că așa e normal. Mă duc acum și fac poze că am deblocat banii, dar dacă nu opream vânzarea, azi era privată la.
Și nu mai se lăuda nimeni cu el, că a venit CNI, eu am fost cel care am insistat ca să plece acel document, acea instituție, deci clădirea, de la primărie către minister pentru a putea fi alocate fonduri mult mai ușor și pentru a rupe această intenție de a fi vândut cazinou. Dar, normal, nu, dacă vreți așa, nici măcar unul n-a sunat să spună, băi, uite, vino și tu odată aici ca să fii de față, că totuși, uite, ai avut un merit. Nu am nevoie. Deci am făcut-o, credeți-mă, am făcut-o pentru Constanțean. Eu știu ce am făcut și oricând mă pot urna în ochii oricui, chiar dacă e premier, chiar dacă e Orban, chiar dacă e oricine altcineva, să vină să inaugureze, să mă uit să-l întreb cum a fost istoria acestui cazinou, cine a oprit această vânzare, știe cineva ceva? Acum e ușor, știți cum este, e... și a văzut saci în căruță, acum toată lumea se laudă cu el. Foarte bine, îți dea Dumnezeu să-l termine, că nu sufăr de acest lucru. Dar la vremea respectivă, dacă vă uiți aminte, nu știu dacă dumneavoastră știți, inclusiv am fost inițiatorul vizitării cazinoului pentru a arăta în ce stadiu este și mi-am asumat acest lucru, asigurând căști de protecție și am dat drumul accesului publicului să vadă în ce stadiu era cazinoul. A fost o acțiune civică care a ajutat la oprirea acestui opresiune, că de fapt până la urmă asta este, susținut de mass media, care a ajutat la oprirea cazinoului și a făcut până la urmă autoritățile statului, guvernul, să aloce bani pentru, și eu cred că a fost un lucru bun. Asta nu este altceva decât s-a făcut pentru Constanțeni, indiferent că fiecare avem o bucățică pusă în această istorie a fiecărui obiectiv din Constanța, până la urmă așa e normal ca să faci. Ca om de administrație sau ca om politic, e normal să faci ceva, să rămână ceva după tine. Să treci ca gâsca prin apă, cum eram la școală, cum mi se spuneau profesorii, tu nu vezi mă nimic, treci ca gâsca prin apă pe la ore. Nu cred că este o onoare și o cinste pentru un om de administrație sau un politician. Mă refer la nivelul la care eram noi, nu mă refer la angajați, la inspectori, subinspectori care n-au putere decizională. Dar prefect, președinte Consiliului Județean, primar, să treci fără să lași ceva în spate, mai bine nu te bagi. Deci așa e părerea mea și cred că poate mulți dintre constanțeni sunt în asentimentul meu. Deci ați intrat un politic, deci am intrat, a face ceva. Da, pentru că știam că pot să fac pentru Constanța. Da, și am intrat că pot să fac. A urmat bătălia care a fost cu Mazăre, am avut propunere din partea partidului de a intra la vremea respectivă din partea PNL-ului de a pleca din funcția de prefect și să eram susținut la vremea respectivă de PD, de președintele Traian Băsescu, să mă îndepărtez de această funcție și de președintele Băsescu, să mă duc către PNL și mi se dea funcția deputat pe rând pe listele USL-ului, era la acea vreme. Am refuzat, la vremea, scuzați-mă, și o pisică dacă puneai așa la ceva, pe ce val erau cele două blocuri politice, unirea pe care au făcut-o, scoteau parlamentari. Am refuzat acest lucru, cu riscul de a pierde, au urmat alegerile. Bineînțeles, era normal. Am încercat să mă validez practic ca om politic și am făcut bine. A urmat propunerea din partea celor de la PPDD să mă duc pe listele lor și aceia toți pe val erau, dacă vă uiți aminte, venise Diaconescu cu fel și fel de propunere. Am refuzat și acea propunere. Am considerat că mi se părea că sunt o alatură a partidului făcută ad hoc, neserioasă total, și s-a dovedit acest lucru. Și a mai urmat o propunere din partea domnului fost ministru de interne Oprea de a merge din partea dumnealor pe listele tot al USL-ului și am refuzat și mi s-a spus, dacă ai principii, stai acasă. Și am stat acasă 4 ani de zile. Am stat acasă 4 ani de zile și am rămas alături de președintele Traian Băsescu și am plecat, știți foarte bine, PD-ul după aceea s-a dizolvat, s-a ales praful de el și am intrat în acest proiect care se cheamă Mișcarea Populară. Am fost prima organizație constituită la nivel de țară și prima fundație, că s-a început pe nivel de fundație, ca un fel de ONG, s-a transformat ulterior în partid și de aici a urmat toate cele și campania pe care am dus-o pentru a valida organizația Constanța. Este una dintre cele mai bune organizații pe țară. După cum știți, avem onoarea și am invitat-o pe doamna Ela Băsescu să candideze pe listele la Camera Deputaților din partea Partidului Mișcarea Populară Constanța. Nu vă ascund și n-am mai discutat până acum. Prima dată propunerea am avut-o în 2016, deci invitația este veche, nu este dintr-o dată, ne-am trezit noi să îi facem invitație dumnei. Dânsa, la vremea respectivă, era cu copilașii și a preferat să pună în față familia
față de o carieră politică, dovadă că noi puteam să scoatem deputat și atunci că am închis mandatul întreg. Știți foarte bine, l-am avut pe domnul Robert Turcescu, n-am mers la redistribuire, chiar s-a închis mandatul și dacă stăm să ne gândim, mângera politicienii sunt foarte puțini care iau astfel de decizii când ți se oferă, nu, dumnezeu a preferat, a rămas, a spus nu, da, o să vedem ce mai fi viața și a preferat a renunța la tot, adică s-a ocupat doar de creșterea copiilor, mama a trei copii. Destul de greu. Și acum s-a hotărât, am vrut, am reînnoit invitația și așa a ajuns la lista la deputați. Cam asta este pe scurt, trecerea de la administrație la un om, către un om politic și am vrut să am făcut această trecere ca să vedeți că este foarte importantă experiența pe care o acumulezi în administrație pentru a reuși să faci lucruri în politică. Că altfel, dacă nu vii cu proiecte și cu propuneri nerealizabile, fantasmagorice și poate neserioase față de electorat, mergând pe principiu că, cum am auzit oameni politici de multe ori, că lasă unde că le place să fie mințiți, eu nu sunt genul ăsta, prefer să vin cu 5 proiecte, știu că alea mi ies și să-ți explic cum pot să le duc la bun sfârșit, de la un capăt la altul, inclusiv de la nivel de licitație, de idee, de preferat, de, până la nivel de realizare, inclusiv poate urmărirea constructorului ca să știi exact cum dacă se realizează ceea ce ai făcut și respectă clauzele contractuale, decât să vin cu 20 de proiecte care poate dintre ele, nu știu, 19 sunt prostii sau sunt luate după... Cora stadionul. Da, proiecte nerealiste pe care le-a avut poate le-a avut primarul Făgădău în 2016 și care după aceea au fost luate pe stic și l-au promovat pro-România în 2020. Adică să fim serioși, că era același șef de campanie. Adică șeful de campanie de acolo și care a venit cu ideea, a luat sticul sau sunt partea asta. Nu. Și eu vă spun că nu sunt realizabile alea. Să dea Dumnezeu să fim, dar nu suntem la nivelul în care să ne permitem asemenea realizări. Doamne ferește, să dea Dumnezeu să curgă lapte și miere în Constanța și să fim, să avem cele mai frumoase construcții. Dar până să ajungem la alea, noi înghițim praf pe marginea șoselei, să fim serioși acum. Avem iarba urie în Constanța, adică... Hai să luăm încet pe etape și să facem lucruri realiste. Decât să ne copii care nu au acces la, așa cum ar trebui la... Și care nu au degeaba stau acasă că săracii n-au cum să își facă cursurile. Deci sunt lucruri care încă trebuie aduse la normal. Cred că ăsta este de fapt termenul. Și pe urmă să dea Dumnezeu să facem, nu știu, 10 stadioane sau 10 pasarele de la Cora, nu numai unul singur. Da. Da, din punctul meu de vedere și vorbesc aici și ca părinte din activitatea dumneavoastră, recunosc că rămân cu faptul că a fost cel care s-a bătut pentru închiderea magazinelor de etnobotanice. Nu că ar fi rezolvat problema. Dar am fost singurul județ care am avut închise etnobotanicele. Și a fost un lucru bun la vremea respectivă. Haideți să revenim un pic în prezent. Trecem printr-o perioadă incredibilă din toate punctele de vedere. Cu această pandemie. Pe plan politic, iată, am avut alegerile locale, urmează cele parlamentare. Spuneți-mi un pic dacă sunteți mulțumit, cum au decurs alegerile locale, nu aveți reprezentant în Consiliul Local, aveți la județ. Da. Mizați pe mai mult, pe mai puțin? Da. Am mers să mizăm pe mai mult. Targetul nostru ar fi fost în jur de 4 consilieri pe municipiu, 5 pe județ. Ăsta era target, adică realist, nu ne-am visat, dar aveam și varianta în care să ne conservăm voturile, să mergem cu 3-3. Partidul Mișcarea Populară a crescut față de 2016, adică de la 6% cât am avut un vot pe județ, avem 8%. Strategia, în schimb, aplicată, sau mă rog, propusă și nu știu de unde a venit ideea, dar bună, mă refer ca, fără să supere pe mine acum cei care o spun, dar a fost o manipulare extraordinară și asta este, aceea de a s-a lansat ideea de vot util. Dovadă e că nu au fost favoriți cei care PNL-ul a lansat-o, dar nu au fost ei favoriți pentru votul util, este dovada că bătălia a zis între USR și PNL.
Adică Constanțeanu a văzut votul util, dar nu i-a văzut pe peneliști. Domne, ei sunt utili, să spunem. Da? Dacă era să fi mers pe vot util, era bătălia zădea între PSD și PNL. Deci faptul că s-au bătut cele două blocuri mari și au reușit să acopere toată scena politică și toată energia i-a văzut pe ei principalii adversari, culmea că domnul așa a văzut, se bate PNL cu USR. PSD-ul deja a dispărut. Cele două partide, două partide de dreapta. Da, două partide de dreapta. Cu puțin abțineri legat de dreapta, dacă stăm să discutăm, că unii dintre ei sunt mai mulți spre stânga, dar nu contează, da. De față, de dreapta. De dreapta, da. Și să spunem că oricum deci, chestia asta de principii... Nu sunt PSD. Da. Nu sunt PSD. Da, ideile lor, mă rog, dar nu sunt PSD, asta este important. Dar s-a creat această luptă între cele două partide de dreapta, să le spunem, și PSD-ul a rămas doar pe drum. Deja după a treia săptămână de campanie a fost deci noi cel puțin am simțit în momentul în care mergeam pe stradă acest declic. De când a avut acea prezentare a candidatului USR în fața primăriei, acela a fost momentul în care s-au recalibrat voturile și opțiunile electoratului în Constanța. Dacă nu era acea dacă nu era acea prezentare, cred că soarta era poate alta în Constanța sau poate bătălia să dea între PSD și PNL. Dar atunci lumea l-a văzut ca opțiune pe Stelian Ion, lucru și strategul de campanie al dumnealor foarte bun, dar cred eu că totul s-a mers în Constanța, a fost un vot util. Dovadă că toți ceilalți candidați au căzut dintr-o dată, adică nu s-a mai ținut cont de nimic. Inclusiv candidatul PSD-ului. Da, s-a mers domne, vot util. Pe... Unii au zis, domne, îl vedem... Cei trei, dar Făgădău s-a dus în jos. S-a dus în jos. A venit pe al treia, dar ăsta este motivul. Deci, lumea nu l-a văzut pe actualul primar, pe Chițac, favoritul. Dovadă, și dumneavoastră văd că m-am aprobat în strategia aceasta, s-a dus inclusiv USR-ul. Și eu cred că dacă se mergea pe ideea în care la un moment dat a apărut la nivel național să mai stea o oră, cred că aveam al primar azi. Deci dacă se mai continua o oră, deci cum mergeau trendul la bulete și vorbiți cu unul care a avut oameni în secție, am văzut opțiunile cum veneau, astea sunt oameni politici, văd, da, reprezentanții, domne, se văd lucrurile acestea și poate noastră media încerca să le analizați. Deci eu vă spun cum se duceau lucrurile și cum au crescut, pentru că deja începea să apară la vot, apărea la vot foarte mulți tineri, un electorat care clar nu are niciodată în viața asta cum să meargă cu un candidat fără să se supere nimeni pe mine, care are vârsta care are candidatul PNL-ului. Cred că strategia PNL-ului, dacă ar fi băgat un candidat mult mai tânăr, cred că puteam spune că te câștiga detașat. Dar aici, cei care ieșeau la vot și care nu s-au speriat de această pandemie nenorocită, că ăsta este, scuzați în limbajul, erau tinerii care, până la urmă, tineretul a schimbat regimul, l-a schimbat pe Ceaușescu în România. Nu, dar apoi să schimbe, care au dorit... Trendul pusese clar încă de la Europa. Exact, schimbare. Și s-a mers pe schimbare. Și atunci cei care au ieșit și care au avut curajul să iasă, fără să le fie frică, de pandemie, de care în inconștiența asta tinerească, dar vă repet, cu de asta au ieșit cu mâinile goale în fața tunurilor în 89, tot același mecanism s-a declanșat, din punctul meu de vedere, cât că la nivel de țară. Și s-a mers pe schimbare. De ce? Pentru că PNL-ul a pierdut fiefuri. Noi am câștigat, de exemplu, Costinești și Corbu, unde într-o parte primarul avea de 5 mandate, iar în partea cealaltă la Costinești, Nea Cristea, care mi-e tovarăș, și de când s-a inventat Costineștiul, de ce l-a înființat Costineștiul. Primăria era în casa dânsului, ca să ne înțelegem cum au stat. Și totuși a câștigat PMP-ul. Deci acolo s-a mers pe schimbare. Deci tot gândindu-se spre un partid dreapta, cum am fost noi. De aici am și discuții cu PNL-ul în acest sens, să supărați pe mine, dar n-am ce să le fac, nu am obținut noi, deci ne-a vrut electoratul, nici poate nu ne gândeam să câștigăm, cu toate că avem data trecută în 2016, candidatul nostru s-a clasat foarte aproape, pe locul 2 față de Cristea. Și acum ne-am îndrumat, ne-am consultat, a știut să facă politică și a câștigat. Deci să vă zic, a fost un trend de schimbare. Mulți primari, adică nu trebuie văzut domnule PNL trend pe val pentru PNL. Nu, nu este așa. Au pierdut Oltina, adică tot primar PNL. Au pierdut Corbu, au pierdut Săcel, adică sunt localități care ăia care au împământenit, să spun, au fost schimbați. Deci votul de schimbare și curentul ăsta de schimbare s-a măturat tot. Inclusiv l-a măturat pe scriptarul de la Brașov. Adică, să fim serioși, care Brașovul arată, din punctul meu de vedere, e, nu știu, staniol, să mă înțelegeți. Specific al alegerilor locale,
care e clar diferit de cel al alegerilor parlamentare, să spunem. Da, pentru că acolo lumea se duce la votul politic. Acolo, domne, exact. Aici... aici votezi omul, de cele mai multe exact. Ori. Te duci, îl cunoști, mai ales în comunitățile mici. Da. Îl cunoști, îl știi, e domnul primar care trece pe strada noastră tot timpul, mă salută, nu mă salută. Exact, exact. Și atunci, într-adevăr, mergi pe om. Lucrurile se schimbă într-adevăr când vorbim de parlamentare, unde este votul politic. Dovada este că noi la votul politic pe Consiliul Județean ne-am menținut și am crescut. Cum veți duce, nu știu, activitatea? Pe ce linie va merge PMP-ul? La noi lucrurile sunt simple. Vom face politica PMP-ului, ca să ne înțelegem, dacă vom fi nevoiți să o facem. Dacă se vor aplica liniile de la centru. La ora asta, Mișcarea Populară este într-o alianță cu PNL, la național. Și există și un protocol în acest sens. Mai departe, rămâne organizațiile din teritoriu, PNL, PMP, să reușească să armonizeze. Dacă mă întrebați, din punctul meu de vedere, cât s-a semnat și s-a votat un protocol de colaborare la un nivel național, ca om de politic și om de partid, mie mi se pare corect să respecte acel protocol. Că atunci, dacă nu, înseamnă că doar praf în ochi și nu mai ține cont fiecare ierarhie. Dom'le, eu așa vreau, eu așa nu vreau. Și atunci nu ajunge la nicio înțelegere. Nu știu care va fi opțiunea PNL-ului. Eu sunt pregătit, vă spun cu toată sinceritatea, de a intra într-o poziție în condițiile în care nu suntem acceptați într-o colaborare cu PNL-ul. Ce vă pot spune este că împreună cu PNL-ul, să spunem umăr la umăr, am format majoritate. Și chiar ar fi un lucru constructiv, dar asta rămâne, este opțiune politică până la urmă, nu este lege. Aici este cumva o situație, să spunem, delicată, faptul că se pare că pe plan de Consiliu Local va exista o înțelegere, o colaborare între PNL și USR, ceea ce ar putea influența decisiv o eventuală colaborare și la nivel județean, pentru că ar fi destul de ciudat să nu spun altfel. Uitați, o să rămână bandă de martor ce vă spun acum. Cât de curând o să asistăm la o detonare la Constanța în Consiliul Local, între cele două blocuri. Dom'le, n-ai cum, ai fost adversar politic. Dacă noastră îmi spuneți că începând de azi Stelian Ion va renunța la candidatura la primărie în 2024, atunci vă cred. Dar tu n-ai cum, când tu ești hotărât să te bați, tu n-ai cum să crești și să arăți că ești mai bun decât bătându-te cu adversarul care va fi candidat. Păi și atunci, în ce situație va fi USR-ul? Să-i arate, va trebui să facă ceva, să-l facă pe Chițac, că să arate Constanțeanului să greșească și să arate că e mai bun decât Chițac. Păi și cum facem asta? Votăm proiectele actualului primar, lăudându-l pe actualul primar? Deci e o situație la Constanța. Sau poate punându-se într-o poziție de oarecare egalitate. Nu. Deci n-ai cum să faci. Dacă nu ești în politică, dacă nu faci opoziție, cei care cresc cei mai mult sunt cei care sunt în opoziție. Cei care sunt la putere se erodează. Eu un lucru nescris, nu știu. E complicat să vezi că au crescut. Cresc în comunitățile mici, cei care sunt la putere, primarii, care într-adevăr fac mult, au terminat comuna, au făcut țiplă și în secunda aia n-ai ce să reproșezi omului lui. Dar ca să ții un oraș cum e Constanța sau un județ, e complicat să reușești să o ții doar pe, nu știu, pe mângâieri de cap. N-ai cum să faci așa ceva și dacă noastră îmi spuneți că o să-l văd după ce s-au rupt în două, puțin mai devreme am discutat de votul util între cele două partide, că o să iasă și o să se laude unii pe alții într-o conferință de presă în care spune: vai, ce bine ai făcut, ce frumos e proiectul meu, domnule Chițac. Nu, al dumitale, domnule Stelian Ion, e frumos. Ba nu, e al dumitale, domnule. Nu, haideți să fim serioși. Deci ei vor fi adversari politici. Sincer, USR-ul e un pericol la ora asta. Pericol politic vorbim de acum, da, nu că e un pericol. Deci să departe de mine ideea și, repet, toată admirația pentru modul în care și-au desfășurat campania și cum au reușit să-și întoarcă soarta. E la nivel de țară, sunt la 6,65. Noi suntem la 6, adică PMP-ul, ca să ne înțelegem. Dar pe Constanța au jucat-o, ghilimele, bine, politic. Au jucat-o bine pe orașe mari. Da, și pe o spălare de creier maximă. Dacă asta e adevăr, dar asta este, până la urmă asta e politica.
Dar e destul de complicat acum, trecând peste toate și am zâmbit puțin, e destul de greu de a reuși să faci și să și construiești, să devii vizibil în condițiile în care vei reuși ca să, sau nu vei reuși, va trebui să îi faci politica acelui care îți va fi adversar. Ori va să știți că Stelian Ion, USR-ul la Constanța la ora asta, chiar dacă Mihai Lupu, din punctul meu de vedere, e cel mai puternic om politic, are 100.000 de voturi, deci nu este, ca număr de voturi, este cel mai puternic om politic. În schimb, cel mai bun jucător politic la ora asta în Constanța este USR-ul și este Stelian Ion. Dacă eu aș fi în locul lui Stelian Ion, mi-aș face programul de campanie, dacă eu eram USR la ora asta și aveam, eu îl puneam pe Chițac să-mi facă mai întâi programul meu de campanie tot și abia după aceea îl făceam pe al lui. Dar asta făceam eu. Dar acum trebuie să ai stomac și să știi cum să pui lucrurile ca un politic. E vorba de politică. La care s-au așezat. Eu nu mi-aș lua niciun funcție. Deci eu nu aș lua niciun funcție. Eu aș refuza orice funcție, n-ai încotro, pentru că legislativul hotărăște, nu executivul. Deci un viceprimar sau un vicepreședinte e darul grecului pentru USR azi. Eu aș rămâne cu votul politic în opoziție și mi-aș face o foaie de parcurs eu în guvernarea locală. Adică mi-aș pune pe rând ce proiecte am avut. Eu nu știu, n-am citit programul SR-ului. 1, 2, 3, 4. Vrei să-ți treacă proiectul tău? Da, treci două de ale mele, unul de al tău. Sau poate mi-l treci mai întâi anul ăsta tot, îmi faci mie programul și după aceea ți-l fac și pe al tău, să vedem ce faci. Și eu vă spun că PNL-ul nu avea un cotru, pentru că n-au cum să fac, în consiliul local vorbesc la ora asta. Dar acum depinde de politica fiecăruia și ce-și doresc, pentru că vedeți noastră, la un moment dat ajungi interiorul partidului și ai membrii care doresc să vină la putere. Până la urmă, politica o faci ca să vii la putere. Și o să te trezești că o să am funcție de inspector, de, nu știu, șef la pază, șef la poliția locală. Și atunci, începând lucrurile astea, va trebui să faci compromisuri. Tu, ca lider, va trebui să te gândești ce vreau să fac eu. Care e programul meu? Că poate, nu știu, acum am spus eu la ora asta cu cărțile care le văd aici, că poate, nu știu, orice la București, să te trezești cu o alianță sau vrea, câștigă o streu, 51%, bine, glumim acum, și omul spune, vreau, nu știu, ministrul justiției sau vreau la interne și schimbă omul politic. Ce, apropo de ce m-am spus mai devreme legat de mine, vreau altceva și poate nu mai vreau să mai candidez la Constanța. Depinde de serile cunoscute. Eu acum vorbesc cu ce avem azi, până în parlamentare și vedem după aceea. Dar poate o să gândiți la rece, poate vi se pare că aberez, dar gândiți-o, jucătorul politic este Lian Ion, că el e cel care a făcut toate cărțile astea, că de asta a și luat, că Neguie n-are nicio treabă, nici știe lumea cine Neguie. Așa, și cel mai puternic om politic este Lupu, care indiferent, că mulți mi-au spus, domnule, stai puțin că partidul, băi, omule, să totuși, eu vă zic că din experiență, că și noi vă spunem, eu am luat vot pe politic pe Consiliul Județean Mare, pe persoană fizică s-a mers pe vot util. Putea să meargă și la el la fel. Adică te trezeai că lua Negui foarte multe voturi pe persoană fizică sau aproape de el. Nu. Este Lupu. Da, foarte mare. Adică el chiar a fost Lupu a fost girat de foarte mulți constanțeni. Dar nu i s-a așezat cărțile politice foarte bine, poate să obțină și majoritate. Că nu era foarte mare diferență în sensul acesta. Deci, repet, de întoarcem la Constanța. Dacă vom avea ocazia să facem o alianță, asta vă pot spune sigur și felul meu de a fi este că sunt corect față de cel care am bătut o palmă și merg până la capăt, pentru că așa mi se pare corect în politică, că dacă vorbești una și faci alta, nu mai reprezinți credibilitate în politică și știu să fiu loial și să fac echipă cu cel care vorbea să meargă cu noi, nu ne vor dori. Asta este, rămânem în opoziție, dar ne face politica Mișcării Populare. Nu vom merge cu alte voturi, dacă asta încercați să-mi spuneți, să încercăm să rupem altă alianță, să creăm o altă alianță. O, eu înainte că bănesc asta urma. Nu, există așa ceva și nu vom face asta. Alianța nu. Se referă la nu se face. Nu, vă se referiți la PSD, la Pro-România, nici n-au cum. Nici, dacă v-ați gândit tehnic... E contra naturii, dar... Păi nu, stați puțin. Nu este de contra naturii. Avem la Timișoara alianță Pro-România, USR, PSD. Păi, contra naturii. Politica înghiți buraște câte vrei. Nu. Adică nu ne băgăm în cheia Constanței. Uitați-vă în țară. Avem colegi în Moldova, cred că, dacă nu mă șel, în Neamț, în care PNL-ul merge cu PSD-ul. Adică
Să fim serioși. S-a întâmplat și pe aici. Da, s-a întâmplat și pe aici. Adică, da, am avut USL-ul, ca să discutăm. Deci, politica, în politică se poate orice, trecând. Dar acum, pentru că s-a mers pe un val anti-PSD total, nu cred că va face cineva o greșeală politică, chiar dacă umblă vorba în târg că, de fapt, trei voturi de la PSD va susține și PNL-ul și va pune doi vicepreședinți cu ajutorul PSD-ului. Noi, dacă avem o strategie și în condițiile în care se va face acest lucru, vom avea o altă atitudine. Dacă se va merge și, într-adevăr, se vor compromite și vor merge cu voturile PSD-ului în condițiile în care ies peste tot și țipă că ei nu merg decât cu dreapta, nu-i merg decât cu dreapta. Da. Nu mi se pare normal când ai opțiunea de dreapta să faci o alianță bună în care să ai garanție, cât aș fi de modest. Acum știți cum este, vând marfa, da? Puțin mai devreme am discutat de om de administrație, am lucruri, am proiecte făcute, rămâne ceva după mine și tu să spui, bă, merg cu niște pe un PSD care oricând mi-ntoarce spatele și în secunda aceea nu mai poți să mai bați în poartă la mine. Eu, PMP, nu mai poți să-ți asiguri majoritatea dacă tu o vei pierde pentru că, de fapt, ai fost oportunist la un moment dat și te-ai folosit de alții ca să spui oamenii. Eu nu mai mă interesează subiectul acesta. Adică sunt franc. Vizați. Dacă se bate o palmă de la început... Vizați și o funcție? La ce anume? În Consiliul Județean? Păi nu, conform protocolului avem funcția de vicepreședinte. Da, pe v-am și zis. Deci conform protocolului avem funcția de vicepreședinte. Și vom ține cont inclusiv mai departe în alianțele pe plan local, eu, PMP-ul, dacă se va respecta acest protocol. Dacă nu se va respecta acest protocol, vă spun public, nu voi ține cont de aceste configurații. Pentru că data timp cât tu mergi altfel, eu de ce să am obligația să merg? Adică nu merge când e o vorbă populară, când îmi dai în fată vaca, când îmi ceri moare vițelul sau ceva de genul ăsta. Nu. Eu zic că trebuie corect și cred că Constanța va avea de câștigat respectarea acestui protocol de la Național, că bănuiesc că Orban și cu Tomac nu au fost treziți din somn și a pus ceva să semneze protocolul. Deci clar că au o strategie, se gândește ceva pe termen lung. E clar că PNL-ul, să fim serioși, nu va închide 50% niciodată, adică nu va avea majoritate în Parlament, să nu se gândească. Și să fim realiști, puțin mai devreme a spus, la local se merge pe om, e cu totul și cu totul altceva, la general se merge pe vot politic. Adică vom avea un Parlament cu niște procente sparte în care eu nu cred că va reuși nici cu PMP-ul, doar cu PMP-ul să facă alianță. Cred eu, pentru că voturile se vor împrăștia și atunci n-ai de unde să știi cum reacționează, n-ai de unde să știi cum reacționează minoritățile. Cum reacționează ungurii, care eu nu i-aș vota, eu nu i-aș mai băga în Parlament, dar asta aș face eu, nu știu ce să vă zic, poate sunt eu prea naționalist. Da, dar care încurcă lucrurile în țara asta de o viață, da, de când s-a inventat democrația. Sunt elementul de dezechilibru, scuzați-mă. Deci cam astea sunt lucrurile pe plan local. Deci opțiunea noastră azi este PNL, asta este clar. Dar asta știți, dragoste cu Sila nu se poate. Adică nu poți să spunem, domne, vrem să facem o construcție bună pe Constanța, dar noi suntem rudacea săracă. Nu suntem. Ne-am validat, avem primari și, repet, am bătut PNL-ul. Nu am bătut, nu știu, un partid de și localități bune, care sunt reprezentative la nivel de țară, de răsunet, da? Și cu scor bun și cu lupte, vreau să vă spun, dacă o fi nevoie vreodată, cât că ar trebui să scriu o carte, că nu credeam că se mai pot desfășura alegerile la nivelul ăsta, decât doar pe timpul lui Crebenciu, că mai pomenit așa ceva, că lucrez administrație de viață cu saci de socuți de voturi, dar trecând peste, nu contează, au încercat, nu le-a reușit și avem primari. Dar cred că asta este o realitate în Constanța, în care am putea să asigurăm o stabilitate pentru administrație. Pentru că la Constanța, la municipiu, va fi greu. Și uitați-vă, când o să vedeți că o să înceapă, îmi tăiați bucata asta de aici și o să o dați noastră, o dați pe presă. Realist acum, nu? Trecând peste toate, nu că îmi doresc asta. Asta se va întâmpla. Pentru că sunt interesele, deja oamenii sunt în campanie. Și unii și ceilalți. Care e primul lucru care credeți că ar trebui făcut în momentul ăsta în Constanța? Vă zic și care e primul lucru, dar să știți că nu este în regulă abordarea care a avut-o actualul primar, și anume să postez pe Facebook să întreb constanțenii cu ce să începem când ajungem acolo. Păi frate, ai un program de campanie. Sincer. Deci tu ai venit cu un program. Păi se presupune că discutăm iar, ne întoarcem la... Zice domnul Chițac, încă n-a fost numit. Nu. Deci vorbim de domnul Chițac, n-a fost numit, dar domnul Chițac trebuia de acum o lună de zile să se ducă, să trase orgoliile,
și Făgădău să lase orgolile și în timpul ăsta de o lună de zile până când s-a făcut investirea până mâine, să se stea la o masă zilnic cu stafful de campanie sau cu oamenii lor și unii și alții și să facă, Doamne iartă-mă, predarea, primirea, să știu ce iau acolo. Păi dacă dumneavoastră ieșiți acum de aici și mă lăsați mine să intru și mă trezesc cu aparatul asta, ce știu eu să fac în ea? Sincer vă zic. Nu trebuie să am unul să-mi spună. Ce mi-a spus dumneavoastră mai devreme? Dați drumul la camera aia, uite-te în Island. Adică lucrurile sunt... Și acum, vă dați seama, minimalizat. Dom'le, avem acolo un întreg, nu știu, un oraș. Cu probleme, care problemele nu sunt numai în clădirea aia. Problemele adevărate sunt dincolo de ziduri, care nu sunt pe hârtie. Cazuri sociale, căldură, circulație, retrocedările care le-am început să le public la un moment dat și lumea a început să ia focă de ce le dau când am fost și am cerut să fie luate. Deci eu am, dacă o să vă uitați în presă, eu am început să le dau care sunt terenurile care trebuie preluate. Dar erau interesele așa de mari și de la PNL și de la PSD încât și-a pus lumea mâna în cap și m-a zonat să nu mai spun nimic, să nu mai scriu în presă. Da, într-adevăr, acelea sunt lucruri care sunt foarte grele. Nu sunt de acord cu abordarea care a avut-o domnul actual primar, deci domnul Chițac, și anume să răscumpără acele terenuri. Că decât să construiască pe ele, mai ele, de ce? Adică, ce fac? Îl scuzați-mi limbajul, îl șmecherez de două ori pe ăla? Adică odată a venit Mazăre, a dat terenul la un preț mic și a prejudiciat orașul și acum vin eu și îl cumpăr la un preț mare că ăla nu mai are ce mai facă cu orașul? Nu, frate, pui spațiu verde. Adică dacă tot s-a nimerit lucrul ăsta, adică bine, noastră media va trebui să știți să monitorizați toate lucrurile astea, dar multe dintre ideile și abordările care le-a avut domnul Chițac în campanie, multe mie mi se par cel puțin cu om de administrație nerealizabile și multe ar trebui, cum să zic eu, trebuie să stăm cu lampa pe ele, cu lanterna pe ele, pentru să le ținem în lumină, că nu cred că sunt foarte bune pentru oraș în acest sens. Adică chiar și abordarea de a cumpăra un imobil din Constanța, că este a unei persoane, s-a gândit să-l cumpere, să-l răscumpere către Constanța, să renoveze. Păi aia nu-i soluție. Adică nu-i soluție. Păi atunci ce facem? Bugetul orașului, în loc să punem să rezolvăm problemele, cumpărăm diverse imobile printr-o firmă de avocatură de casă care ne înțelegem și prin baza unui comision care poate fi legal și să cumpărăm imobile ale prietenilor de dragul de a-i scăpa de un mort, scuza, mort imobiliar? Deci sunt multe lucruri care eu sper să nu se întâmple. Pentru că semnalele au fost și afirmațiile în timpul campaniei, cam astea au fost și le pun doar pe seama campaniei și poate a imaginii de a-și crea și a aduna voturi, dar eu nu cred că ar trebui pus în aplicare pentru că sunt periculoase rău de tot. Adică înlocuim o administrație Mazăre cu altă administrație care doar că face lucrurile, ăsta le-a dus în stânga, ele astea le duce în dreapta. Adică nu ne ajută cu nimic pe noi constanțenii, să nu ne trezim că o să plângem că am mai pierdut 4 ani, că atunci ar fi dureros, trecând peste toate. Și eu, chiar dacă sunt constanțean, am altă opțiune politică, poate că sunt un adversar de temut al actualului primar, dar credeți-mă că în momentul în care văd că îmi face orașul, cum e Brașovul, sau cum e Oradea, cum l-a fost, am văzut la un moment dat că făcea poze cu primarul de la Oradea, cu domnul Bolojan, jos pălăria, n-am ce să-i reproșez, dar vreau să văd. Dar dacă în loc de Constanța altfel o să avem Constanța la fel, să mă ierte Dumnezeu, înseamnă că am stricat orzul pe gâște și nu facem altceva decât să mai pierdem 4 ani de zile din viața noastră de concetățeni în toată abordarea aceasta. Problemele Constanței, pe care bănuiesc că toată lumea le cunoaște și sunt mari, și vin din toate părțile. Adică da. Vin din economic, vin din social, revin la economic, este... Pur și simplu uluitor, da, corect, că corect. Se întâmplă lucrul ăsta, având în vedere locul în care ne aflăm, mă rog, deci economic, locul social, învățământ, sport, cultură, oricare din acestea, nu suntem pe nicăieri, adică suntem undeva jos de tot. Da. Să încerc să le abordez puțin pe fiecare, că oricum este destul de, ar fi foarte mult de discutat. Cred că am pierdut startul în ceea ce privește dezvoltarea economică în momentul în care Mazăre a început retrocedările în funcție de solicitările pe care le aveau diverse concerne sau diverse întreprinderi sau societăți mari pentru a realiza parcuri industriale, pentru a realiza investiții în Constanța. Și atunci ăla venea și spunea, băi, uite, ai un teren în stânga Constanței la intrare, așa, am și eu nevoie să fac un dezvolt un...
parc industrial. Omul spunea, da, bun, fac o retrocedare, că pe vremea aia erau și umblau Dumnezeu pe pământ, în ghilimele, cu, în acest sens, făcea retrocedarea și o vindea, în loc să-i dea lui ăla o concesiune cu, nu știu, un euro pe metru pătrat pe an, cu obligația de a face în 2 ani de zile, conform legii 50, să construiască parcul industrial, se ducă utilitățile acolo, îl obliga pe ăla să dea 50 de euro, 60 de euro pe metru, bani plătiți odată, în care omul, în loc să facă investiția, trebuia să-ți cumpere ție terenul. L-a păcălit pe unul, l-a păcălit pe al doilea și pe urmă, după care s-au închis socotele și-au dat seama de oportunitățile pe care le are orașul legat de partea exterioară. Era firesc ca să fie terenuri arabile la vremea respectivă, că toate orașele sunt înconjurate de pământuri agricole arabile. Era foarte simplu de retrocedat și de cumpărat aceste drepturi litigioase și atunci au blocat tot ce ține de jurul împrejurul Constanței. Interesul lor logică era de a nu lăsa orașul să dezvolte pe interior și să te facă să te cumperi de la el din exterior. Și atunci omul venea, făcea socoteala pe hârtie, până la urmă sunt oameni de afaceri. Eu înțeleg că e dureros pentru Constanța că nu avem investitori, dar ăla vine om de afaceri, să gândește, îi dă 30 de milioane lui Mazăre sau să duce și să duce la Boc, care pune terenul la dispoziție, Moca, și sau, mă rog, un euro pe an cu infrastructură trasă și produce nu știu câte lucruri. E simplu, eu sunt oameni de afaceri. Plânge, poate omul e Constanțean săracul, plânge, suferă alături de Constanțean, dar e vorba de buzunarul lui. Trebuie să știi cum să ai o abordare și creând facilități la ora asta, măcar pentru micile parcuri care au mai rămas. E mult spus parcuri industriale, sunt câteva. Este cel de la CET, care îl știm de o viață în zona aceea industrială, poate fi ajustată privind niște scutiri de taxe locale și crearea unor facilități acolo. Mai este bucata dinspre cele dintre strada interioară 1, 2, 3 în spate la Siloz, dar acolo aș vedea mai mult o mică industrie nepoluantă, pentru că deja au început construcții de unități locative. Și atunci trebuie să încerci să găsești ceva nepoluant. Nu poți să-l bagi ăla să începi să produci beceauri în mijloc acolo, la depozitele acelea. N-ai cum. Adică, până la urmă, ai proprietar, nu poți nici să-l condiționezi să-ți țină dita mai Silozul neproductiv și Energofab, cel care l-a demolat. Mă refer acolo, că probabil va fi un proiect. Adică ar trebui găsit o industrie, mică industrie de, nu știu, ochelari, IT, altceva, să poți să lași să se transforme, pentru că doar depozite, să mă ierte Dumnezeu. Eu m-am săturat cu Constanța, cred că e orașul depozitelor. Pe unde ne ducem, doar depozite avem pe bucata aceea. Producție mai puțin, în afară de zona mare industrială, în care sunt câțiva coloși, care, coloși. Dar sunt câteva întreprinderi care produc. Cel care are piatră în zonă este Celco. Deci sunt lucruri care produc, care într-adevăr au consum, au desfacere pe Constanța. Dar mie mi se pare oricum o aberație să iei caștirile din port, le duci în București, le descarci în depozitele intermediare din București, după care le aduci iarăși transportabil în București. Când cel mai simplu era, dacă avea o politică deschisă, ce discutam puțin mai devreme de fosta... Asta e, de morți numai de bine, dar asta este. Până la urmă e cel care va rămâne în istoria Constanței, că a făcut-o praf de Mazăre. Creai facilități să aducă, să faci depozite intermediare, le scuteai de taxe, atunci ăla era simplu și era, nu știu, și natural să îți vină să-ți lase marfa mai întâi în Constanța și de aici să faci logistic, să faci parcul logistic de distribuție de marfă în țară. Nu te duci tu la București sau în altă parte și îți aduci marfa de acolo. Dacă o să întrebați mult, să vedeți că așa procedează și nu ne-a venit marfa și el are vaporul în port. Adică, și costurile ar fi fost mai mici și forță de muncă aveam și deveam de muncă în Constanța, că e clar că alea funcționau, aveau nevoie de constanțeni, că doar nu aduceai din altă parte. Dezvoltându-se la dezvolt alimentele, deci ar exista probabil riscul de a transforma Constanța dintr-un oraș cu forță de muncă de 3 luni într-unul de 12. Păi și era foarte bine să transforme așa ceva. Da. Păi nu. Era, asta și trebuie făcut. Păi dumneavoastră vedeți acum că dacă mergem, toate sunt încuiate în Constanța. Deci noi s-a terminat sezonul, noi la ora asta avem lacăt pus peste tot. În afară de turism, care a fost șubră, cum a fost și care până la urmă tot în detrimentul turistului merge, pentru că avem niște prețuri de sar capacele, dar e normal să aibă, pentru că nu că e normal să aibă. Omul ăla nu are de unde să scoată cheltuiala. Omul ăla trebuie să țină bucătarul 12 luni pe an, să și-l țină lângă el, vrei, nu vrei, până un anumit motiv, poate cu bani de acasă aduși. Omul ăla trebuie să țină camerista, pentru că pleacă, dumneavoastră vedeți că nu avem forță de muncă și oameni care știu ce să facă acolo și ducem acum din afară și atunci mulți dintre ei, prieteni și dermii, băi, ce, eu trebuie să-l plătesc pe ăsta 12 luni. Aveau hotelul și merg, fac o ciorbă pe zi și găsesc un motiv să-l țin acolo, doar de nu-și pierde personalul. Nu e logică pe timpul verii să încerce să recupereze cheltuiala și atunci cine au de suferit? Turiștii.
Și implicit noi, că toată lumea spune plecăm la bulgari, care e un dezastru faptul că acest exod. Dar asta este viața. Dar totuși rămân la ideea că industria trebuie dezvoltată în Constanța, adică nu numai portul. Eu știu că sunt interese în port, sunt grupări care vor, dar nu numai portul trebuie dezvoltat. Adică bun, portuarii, dar noi ce mâncăm? Mă refer la noi constanțenii, că nivelul de venituri, nivelul de afaceri în port sunt de un nivel care depășesc Constanța, sar dincolo de ce a spus dumneavoastră. Ori nu vreți să avem un nivel care să rămână în Constanța puțin și să reușim să facem și noi ceva, mă refer în extra sezon. Regat de cultură sunt lucruri care, să știți că multe dintre ele, de exemplu, politic tot au fost blocate. Cât am fost vicepreședinte, am încercat restaurarea bisericuțelor de cătă de la Mulfatlar. Am făcut demersul către Ministerul Culturii să preiau, pentru că nu mai găsea nimeni nicio soluție. Nu se poate face deloc absolut pe fonduri, pentru că necesită un expert internațional care este foarte greu de găsit să poată să-și pună scritura pe un patrimoniu UNESCO. N-ai cum să-și asume reabilitarea acestui monument. Și atunci raționamentul meu a fost foarte simplu. Băi, Ceaușescu când s-a apucat, clar că a gândit un proiect, dovadă că jumătate din clădire e făcută, în care să nu strice bisericuțele. Hai să căutăm cum arată proiectul final și ai fraților să-l terminăm, că nu inventăm noi ursul acum. Îl terminăm, îi punem, vine un arheolog sau arhitect să-l adapteze la nivelul la care e acum. Nu mai folosim eternita aceea care e cancerigenă. Puteam să punem o lană pe el. Nu mai folosim geamuri care să asigure, să creeze efect de seră. Sunt, pe vremea nu erau. Sunt geamul termopan care îți asigură confort, sunt dezumificatoare care reușesc să țină, adică sunt soluții tehnice pentru rezolvare și măcar îl luam pe ăla al lui Ceaușescu și îl finalizam într-un fel. Făceam ceva, nu lăsam mizeria și monstrul la care e acolo. Nu, și atunci nu mai aveam nevoie, venim cu un proiect care deja existent, îl finalizam. Nu mai aveam nevoie nici de alte aprobări, poate aveam nevoie de aprobări să mă port cu grijă, să nu stric peretele, să nu stric cu sculpturile, dar nu mai apucam să torn betoane care astăzi sunt interzise către un astfel de monument, ele deja există. Acum suntem în situația în care ce să înțeleg? Că eu mi-au blocat pe mine, la minister, PSD-ul m-a blocat, ca să ne înțelegem, să știm despre ceva. Apropo de ce spuneați, credeți dumneavoastră că am putea avea o colaborare pe ceea ce privește majoritatea. Da, foarte bine ați făcut. Nu, PSD-ul m-a blocat în acel proiect, pentru că la ora aceasta am o legislație care nu-mi dă posibilitatea să fac lucrări de construcție în apropierea unui astfel de monument. Dar eu deja l-am. Nu o să-mi spuneți mie că dacă la un moment dat găsim soluția pentru a face acest proiect, o să aibă cumva cineva curajul să apuce, să intre cu picamărul, să dărâmă monstrul ăla de beton care el este ancorat în ziduri și este exact în bisericuță, deasupra bisericuță. Nu știu dacă ați fost acolo, ați intrat. E ceva inedit. Noi am apucat să intrăm, că am intrat de curiozitate ca să văd ce se poate face, pentru că din cauza omezelii și a celofanului care era acolo se crea efect de seră și curgea, se duceau, da, picturile... sculpturile, de perete, da, ce sunt, nu pot specialiștii pot să spună de exact despre ce este vorba. Și de asta am intrat. Deci e clar că va trebui, asta a fost ideea mea. Nu știu, poate o fi bună, o fi rea, deocamdată la veniment. Nu mi-a spus că e bună sau că e rea, mi-a spus nu o faci. Și am sunat la minister repede să nu-mi scoată proiectul din arhivă. Și că stai că vină mâine, trimitem păi mine și, bineînțeles, ministrul peste. Nu a rămas niciun fel, a rămas ca antren, cum rămân în general la români. Pe mine vreau să vă spun un alt lucru. În momentul în care am vrut să fac curățenie în curtea, dar nu ne-a lăsat acolo, în ansamblu acela. Cine m-a blocat să nu fac? PNL-ul. Adică nu m-au lăsat. Au venit, au făcut circ acolo. Adică, trebuie să, politicul ăsta nu trebuie împins în absurd. Că până la urmă nu l-am o bisericuță de cărtă cu mine. Deci, sincer acum, era un proiect care trebuie să rămână. Din păcate, sunt atât de... Am avut proiecte de reabilitare a bazicii din curtea liceului Eminescu. A fost depus de către colegii noștri de la Mișcarea Populară la primărie. Dar vedeți noastră, noi suntem mici. Deci dacă nu ai forță politică mai mare și să ai oameni de bună credință, chiar dacă sunt cu echipierii tăi sau în sensul ăsta, chiar adversarii tăi politici, dar să vadă dincolo de interesele lor politice, mama adună voturi ăla sau crește Palaz în sondaje. Hai să vedem exact cum stau lucrurile. Altfel nu se vor face lucrurile în Constanța. Da, asta spun că până la urmă sunt foarte multe exemple de situri arheologice în Constanța care sunt lăsate în paragină. Atâtea, chiar
citeam acum zilele astea despre faptul că se construiește nu știu ce clădire de, în centru de 4 etaje exact peste un sit arheologic, ceea ce e uluitor, dar mă rog, faptul că eu știu cazinou arată cum arată, să sperăm că va arăta mai bine, că lucrurile s-au mișcat. Se mișcă. Da, sunt biserica evreiască care, care are, cum să zic, ar putea fi de o frumusețe și de o atracție nemaipomenită. Din punctul meu de vedere, bisericile reprezintă un punct de atracție turistică de mare valoare. Corect, așa este. Așa peste este. Tot unde am fost, ne-a dus într-o catedrală, ne-a dus într-o biserică. Exact. Deci, din punctul ăsta, da, mă rog. Da. Ne apropiem de finalul discuției, pentru că timpul, iată, trece foarte repede și aș vrea să vă întreb să ajungem totuși la parlamentare. Să vă întreb, în momentul în care veți ajunge în Parlament, cum credeți că puteți ajuta Constanța? În afară de proiectele, sunt dintre momentul în care m-am hotărât să merg la parlamentare, că a fost dintr-o dată, nu de a merge pe listă la Senat la locul întâi. Le-am explicat colegilor și am vorbit cu ei și am spus, măi, vreau să ies cu altceva, deci ideea, abordarea mea ca viitor parlamentar cu acceptul sau cu votul constanțenilor, de a merge cu proiecte locale. În general, toți politica la parlamentare programul de campanie se merge pe programe naționale, pe o linie de la centru în jos, ceea ce ar fi normal, pentru că până la urmă te duci acolo, faci o politică a partidului care te-a promovat în funcție. Cum mergem și noi? Cu 300 de parlamentari alegeri în două tururi, azi ni s-a aprobat, de exemplu, sau ieri, cât că a trecut privind proiectul nostru, privind autostrada Nordului, e făcută la inițiativa Mișcării Populare a fost. Noi ne-am zbătut, la vremea toată lumea spunea că suntem nebuni. Mă refer că, dar uite că totuși a ieșit și aici un lucru bun. Sunt lucruri care mi se par normal ca să le promovez. Dar am și proiecte care sunt la nivel de județ. Sau idei care vor, dacă eu cred că chiar ar putea fi aplicate la nivel de țară, dar din practicile sau din viața administrativă pe care am trăit-o la nivel de județ. Și avem 5 proiecte, cel puțin eu am, pe care le voi promova, care va ajuta și constanțenii și care vor fi, cred eu, aplicate și la nivel național. Nu mi-aș dori să vorbesc acum, pentru că mi se am și spus vreau să fie discutate lansarea proiectului, la programului, după care oricând le putem discuta. Dar pe urmă, ca strategie de campanie, nu mai devine interesat și celălalt colegii dumneavoastră media care s-au rugat de mine până acum, o să spună de ce nu le-am spus. Dar am idei pe care vă pot spune că se îndepătund cu o parte din ideile sau din punctele din programul de campanie județean, care oricum nu le-aș fi putut face fără sprijinul parlamentarilor PMP care, sau al guvernului, dacă aș fi ieșit pe acea funcție, de să leagă între ele. Nu a fost o strategie, nu m-am gândit, dar așa mi se pare normal să duc la cap, la bun sfârșit, niște lucruri. Nu știu pe toate, dar din ele voi avea un program care va fi pentru Constanța și care cred eu că nu voi putea să-l finalizez, să ne înțelegem. Nu mă apuc eu să promovez proiectul de lege sau demersurile pentru un anumit obiectiv și eu o să mă duc să-l finalizez. Dar voi reuși să-l duc către administrație locale sau județene în care să le dau un obiectiv spunându-i ce să facă cu el. Mai departe, sigur, la fel se întâmpla și dacă eram eu ales local sau ales județean. Pentru că n-ai cum ca parlamentar să ți imaginezi că pot duce până la final de el, simplu. Dar va fi să am proiecte care voi ajuta Constanța. Și nu ajungem iară să nu mă spuneți că nu am un program spital regional, că m-am săturat că toată lumea și ia și îl plimbă prin toate programele și nu l-a făcut niciodată. Dar nimeni nu are curajul să vină să-i spună constanțeanului în față că numărul de 4 este negociat la nivel de Europa și punct. Păi la nu ai cum să faci altceva decât să le iei dintr-un buzunar, adică din alt județ, să-l pui în altul. Deci nu ai cum să faci regional la Constanța și să mărești numărul de locuri în detrimentul altui județ. Că nu o să accepte nimeni să-și piardă niște paturi, dar trebuie să avem curajul să-l spunem.
Deci da, să vă spun, departe, nu că nu mi-aș dori, dar dacă am avea o variantă în care să nu lezăm interesele altui județ, până la urmă, că fraților, suntem români, adică ce spunem, nu domne, că fac la Constanța regional și las pe ăla de la Iasa, de unde, tu n-am urât, de la, nu știu, de la Vaslui, fără patru, în spital. Nu cred că o să reușim să facem acest regional cât de curând în Constanța. Și cred că dă bine, e frumos, facem regional, dar haideți să ne limităm. La spital de pediatrie, la spital pentru mama și copilul, sunt alte spitale, unități spitale, exact, mai mici, care chiar sunt utile, decât să ne gândim la un monstru care, de fapt, realitatea e alta. Vor un monstru ca să iasă să sifoneze banii. Pentru că acolo sunt lucrări ascunse, sunt lucrări care acel spital va dura poate 5, 6, 7 ani ca să-l terminăm. Că noi nu suntem în stare să terminăm un coteț și suntem în stare să facem un spital regional în Constanța. Azi m-am lămurit cu administrațiile. Suntem o fundație de voluntari și atunci totul merge mai repede. Aia e altceva. Am văzut în București și jos pălăria. Aseară vorbeam cu soția. Când am văzut, am spus, băi frate, oamenii ăștia, deci chiar, dovada, da, corect. Pentru, știți de ce? Pentru că oamenii ăia sunt interesați și stau acolo zi de zi și ăla nu-și fură căciula. Ăla e bănuțul lui, ăla este bănuțul lui pe care m-a convins pe mine să îl dau. Ăla nu se fură niciodată, spre ce, cu banii acasă. Exact. Pe când colo, în condițiile în care încep aceste fonduri băgate, oamenii le duc și unde și le duc ei. Dar, deci, repet, nu va fi spital regional un obiectiv de campanie și nu o să mă auziți să spun, îl susțin, deci dacă se va găsi soluția, îl voi vota în Parlament, indiferent, sau dacă se va merge până într-acolo încât să fie propus, indiferent din partea cărui partid, și asta o spun public, va fi promovat, nu voi merge de a da un vot negativ politic pentru că vine din partea unui adversar politic pentru Constanța. Exclusă varianta asta și mie mi se pare că lucrurile se împing în absurd în acest dacă sens. Dacă linia politică va fi asta? La ce vă referiți? Partidul. Nu, haideți să spun, nu știu, dacă vine un DMR-ul, cât sunt eu să spunem vehement, și vine cu spital regional la Constanța, îl voi vota, să ne înțelegem. Deci ca să nu folosesc un alt partid, ca să mă înțelegeți opțiunea. Și mi se pare firesc ca să procedez în acest fel. Dar au venit, că au avut parlamentari la Constanța. Cu 200 de voturi. Este incredibil acest lucru, dar nu știu. Spuneți-mi, da, mă rog. Concret. Și nu mă refer la proiecte pentru Constanța, ci la fapt la proiecte național, proiect, da, sau mă rog. Părerea dumneavoastră. 1. Fără penali în funcții publice. De acord. 2. Pensii speciale. Nu. Fără pensii speciale. 3. Și aici știu că este inițiativa, da, președintelui dumneavoastră. Trebuie să-i parlamentari? Trebuie. Da, trebuie să-i parlamentari. Și am explicat și de ce. Deci, în primul rând, fără penali în funcții publice, chiar dacă este sloganul unui partid. Ar trebui să fie sloganul tuturor. Asta vreau să zic. Ar trebui să fie sloganul tuturor. Adică o curățire a administrației locale trebuie făcută. Vorbiți cu unul care a avut probleme și s-a zbătut și dacă ești nevinovat, dovedești că ești nevinovat. Asta, asta încerc să spun. Dacă ești vinovat, asta este și la revedere. Deci făcăturile sau nefăcăturile, abordările, doar să ne duc noi, candidez că e o făcătură, nu. Dacă ești nevinovat, îți scoți lucrurile până la sfârșit, îți scoți hârtie că e în începere sau ai scoatere de la parchet și atunci n-ai ce să comentezi în față de acest gen. Nu comentăm faptul că câteodată sunt sau nu sunt comenzi sau necomenzi, nu știu asta, dar așa vorbește lumea în târg, să nu discutăm. Legat de pensiile speciale, mi se pare normal ca să e ce simplu, nu muncești, nu plătești, nu ești plătit. Unul dintre proiectele mele este de a fi plătit pentru cât muncești. Din programul de campanie, v-am zis așa, în mare. Și am un principiu care m-a ghidat după el în viață și pe care vreau să-l aplic și mi se pare normal că dacă l-aplici într-o administrație, credeți-mă că va funcționa. Pe hoț nu-l las să fure, pe leneș nu-l las să stea. Este un principiu că atâta trebuie să faci. Îl scrii undeva acolo și îl iei pe fiecare în parte. Și eu vă spun că pleacă singuri. Puturoșii și hoții. Iar nu accept pensiile speciale pentru acest motiv. Până la urmă, ai mers pe un drum, te-ai hotărât, asta e frate, ți-o duci și ți-o duci mai departe. Iar în ceea ce privește 300 parlamentar, cu ăsta am început. Este un proiect care trebuie pus. Sunt români care au votat și faptul că tu nu reușești să-l finalizezi, mi se pare bătaie de joc la adresa dumnealor. Asta înseamnă că orice alt fel de referendum poate avea aceeași soartă sau aduce pentru cine mai consulți. Faceți, fraților, cum vreți voi. Dar eu vă spun astăzi și nu știu câți dintre colegii care vor merge în Parlament și vor trece pe la dumneavoastră în studio vor avea curajul să vă spună lucrurile pe nume așa cum vi le-am spus eu acum. Da, domne, voi vota și dacă nu votez, îmi dau demisia din funcția de parlamentar. Eu vă pot spune lucrul ăsta la 300 de parlamentar. Pentru că e normal să se voteze lucrul acesta. Adică este normal ca să fie așa. Față de actualul primar, care a fost promotorul legilor speciale. Știți foarte bine. Adică și a fost în Parlament, a fost senator. Nu voi face acest lucru.
Deci exclusă varianta și gândiți-vă că totuși am avut colegi din Mișcarea Populară care au făcut greva foamei, care și-au dat demisia, care au legat de acest subiect la vremea respectivă. Probabil va fi pus pe tapet când va fi pus pe tapet. Dar sunt niște principii astea trei care noastră mi le-a spus, care chiar dacă poate vin de la adversarii noștri politici, e normal să fie așa. Adică toți ar trebui să avem sloganul ăsta pus și da, poate că ar fi mai simplu, nu credeți? Că poate n-ar fi mai ușor partidele să nu mai fie nevoie să folosim sloganul ăsta? N-ar fi mai bine. Și să nu punem oameni care să fim nevoiți să-l folosim? Nu credeți că ar fi mai corect așa? Da. În încheiere, dacă vreți să adresați un cuvânt celor care vor veni la vot, dacă vor veni la vot? Cred că în Parlamentul României este nevoie de un profesionist, pe motivul pe care vi l-am spus mai devreme. Și eu cel puțin îmi doresc să ajung acolo, dar nu pot face asta decât cu ajutorul constanțenilor. Dacă dumnealor consideră că nu trebuie să ajung în Parlament, sunt convins că mă vor taxa. Am făcut lucruri pentru constanțeni și sunt convins că pot să fac revoluție așa în ghilimele cât se poate în Parlament privind aplicarea unor principii și a unor legi bune pentru constanțeni. Eu vă doresc să aveți o campanie curată și eficientă. Da. Nu vă întreb ce se va întâmpla dacă nu se va întâmpla și că am mai întrebat pe cineva și a zis că indiferent dacă iese sau nu iese, va rămâne în Constanța, e pe o listă la Parlament. Am înțeles. Dar sper să avem într-adevăr o campanie demnă. Da, am avut-o și la locale. Campania mea s-a bazat numai pe lucruri pozitive și doar pe lucruri care le-am făcut. N-a fost o campanie în care să arăt uite-l cât de urât e ăla, uite-l cât de nenorocit este celălalt. Când a fost nevoie, a fost o singură taxare în campanie, pentru că mie și azi mi se pare că s-a împins la maxim când am constatat acel lucru și cred că știți foarte bine și este, într-adevăr, apropo de fără penal, este o faptă penală grosolană și am taxat-o pentru că mi se părea normal, dar acela a fost singura abordare care am avut-o împinsă la extrem, pentru că nimeni nu avea curajul să spună lucrurile pe nume. Și am ajuns la acea abordare pentru că, formulând plângere penală, tocmai pentru că mi se părea că toți ne ascundem de pe cireș, vrem să ne batem, dar nu vrem să ne batem. Și atunci, ca să lămurim odată lucrurilor, dacă ai curaj să spui lucrurile pe nume, am împins lucrurile extrem și am formulat plângere penală. Nu ai cum să stergi o persoană care n-ai nicio relație cu ea, să-ți o iei în căruță doar în ideea în care să justifici joaberea. Sincer acum. Voi abonați să sunteți milionar, vă tec pe creația de avere că suntem colegi de platou. Serios? Nu. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aici pune punct ediției de astăzi de la Constanța News TV. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire să aveți parte de tot ce este mai bun.